Cui se adresează programul de internship de la ASIST? Internshipurile din cadrul ASIST se adresează atât studenților cât și elevilor din clasa 12-a care își doresc să aprofundeze cunoștințele de software development și să facă primii pași în carieră. Ce tipuri de stagii se pot realiza în cadrul companiei? În cadrul ASIST se pot realiza stagii de internship de grup, precum și internshipuri individuale. Când se desfășoară sesiunile de internship? Sesiunile de internship individual se desfășoară în orice perioadă a anului, în timp ce stagiile de internship de grup se desfășoară pe perioada verii. Primul stagiu se desfășoară în luna iulie, iar al doilea în luna august. Cum înscriu un program? Înscriere pentru practică sau internship se realizează pe site-ul ASIST, la secțiunea Internships, prin completarea unui formular de înscriere. Ce tehnologii vor fi utilizate la internship? Tehnologiile folosite în timpul internship-urilor sunt alese pentru a răspunde celor mai recente cerințe de dezvoltare din domeniul software și includ limbaje din zona backend, frontend, mobile și test. Cum se desfășoară procesul de recrutare pentru internship? Etapele recrutării sunt testarea cunoștințelor tehnice pentru care oferim resurse de învățare, interviul cu departamentul de resurse umane, opțiunea ta pentru unul dintre internship-urile de vară din iulie, august sau pe perioada anului. În ce constau testele? Testele constau în întrebări, probleme, din tehnologia pe care o cunoști cel mai bine. Pot alege testul pe care îl vreau? Da, chiar îți recomandăm să alegi testul în tehnologia pe care o cunoști cel mai bine și să te pregătești suplimentar înainte de test. Îmi puteți recomanda resurse de învățare pentru teste? Cu siguranță, trebuie doar să le soliciți la adresa de e-mail hr@assist.ro. Care e nivelul necesar pentru a trece un test? Nivelul de trecere variază în funcție de cerințele departamentului și este stabilit în fiecare an de un coleg cu experiență. Ce abilități sunt necesare pentru un internship de succes? Cunoștințe tehnice de bază, abilități de lucru în echipă, atitudine pozitivă. Cum e un interviu pentru un internship la ASIST? Interviul cu un reprezentant al departamentului de resurse umane durează 30 de minute și este o discuție informală despre modul în care vezi o carieră în software, hardware, proiectele personale, modul în care îți organizezi timpul și orice altceva mai dorești să ne spui despre tine. Care este programul de lucru al studenților? Programul pentru studenții care lucrează este unul flexibil și se schimbă în funcție de orarul semestrial. Nu trebuie să lucrezi full-time în timpul semestrului. Poți lucra 4-6 ore. Voi primi adeverință de practică? Da, vei primi adeverință de practică pentru perioada internship-ului și îți vei putea echivala practica de specialitate de la facultate. Cum e să fii programator? Pentru mine, a fi programator este o pasiune. Pentru mine, a fi programator înseamnă să învăț tot timpul. Pentru mine, a fi programator înseamnă să fac echipă cu niște colegi simpatici, împreună putând rezolva probleme complicate. Cum mă pot angaja la voi? Arată-ne ce poți într-un internship. În ASIST, angajarea pentru studenți are loc în două moduri. Pentru studenții fără experiență, prin intermediul internship-ului, unde procesul de mentorat și lucrul în echipă dezvoltă rapid abilități de lucru, iar pentru studenții cu experiență sau proiecte personale, decizia se ia în decursul recrutării, între internship individual sau angajare. Cum poți să vă impresionezi pozitiv la interviu? Prin pasiunea pentru programare, de exemplu dacă ai proiecte personale oricât de mici, cunoașterea limbii engleze, activități extraacademice și joburi temporare de orice fel. Ce aduce în plus un internship față de școală? Un mentor care să te poată îndruma ce să înveți, cum să înveți, cât să înveți ca să ai succes. Descoperi cum se implementează un proiect de la nivel de setup până la versiunea finală și care sunt obstacolele de pe parcurs. Afli care este modul de lucru într-o echipă. Realizezi cât de importantă este comunicarea eficientă cu ceilalți membri ai echipei. Organizați cursuri pentru studenți? Da, fii cu ochii pe pagina noastră de Facebook pentru noutăți. Dacă ai întrebări suplimentare, poți oricând să ne contactezi la adresa hr@assist.ro sau printr-un mesaj direct pe rețelele sociale. Succes!